i-au salvat viața. Medicii otolaringologi din Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă au operat un tânăr de 31 de ani cu otită medie, cu erupția puroiului din urechea medie și hipoacuzie. Pacientul s-a tratat câteva zile singur acasă. Abia după ce starea lui s-a agravat, acesta s-a adresat la medici. Din cetățean străin, cetățeanul Bulgariei, s-a adresat în secție de internare Spitalul Clinic Republican în mod urgent cu diagnosticul de otită medie pe stânga, complicat otomastoidită acută cu flegmon cervical pe stânga, mastoidită bețol. La momentul adresării, pacientul avea dureri mari în regiunea urechii stângi, otalgie, hemicranialgie pe stânga și prezenta o tumefacție pronunțată în regiunea cervicală pe stânga, care era de mai multe zile, 3-4 zile, a apărut febră ridicată, cefalee și dureri insuportabile mai accentuate nocturne. Pacientul, fiind cetățean străin, a fost nevoit să adreseze mai multe instanțe medicale. La noi s-a adresat și a luat decizie de a fi internat în mod urgent. Potrivit specialiștilor, dacă bolnavul avea să se adreseze mai târziu, urmările ar fi putut fi mult mai grave. Puroiul din urechea medie, din căsuța timpanică, s-a expulzat în regiunea celor mastoidiene. Din cauza blocului Aetus adantrum a apărut un blocaj și s-a făcut un MPM a mastoidiei și s-a erupt spre apexul mastoidian în fascele cervicale. Aceste cazuri sunt rar întâlnite, dar sunt foarte și foarte complicate în ce privește plan diagnostic și de tratament. Este tratament numai și numai chirurgical în cazul de față și este necesar de efectua în mod urgent. Acest pacient, dacă nu era internat la noi și operat, atunci putea să fie complicații cu mult mai grave, care să nu fie posibil de salvat pacientul. M-am luat curentul la ureche și am început singur acasă, sunt picuri, picături, dar nu cum trebuie. În fiecare zi, acolo de două ori, dimineața, seara, dar așa, câteleacă lăsam și pe urmă, uitam când și cum. Și am început să înfle câteleacă la mine ureche, din urmă. Am început să mă doară, am început să-mi cumpăr alte picături. În timp de 3 zile, la mine s-a înflat aici, Doamne ferește, cu ce-a fost și o durere de cap, din urmă că aici merge vâna de la cap și de la înflătură sângele nu circula normal. 4 ore am stat la operație, peste vreo 8-9 ore după operație, ne-am venit în Chile. Operația a fost una dificilă, spun chirurgii, iar unul dintre cele mai complicate momente a fost soluționat de anesteziologul Elena Râmbu. După ce pacientul a fost intubat, în momentul intubației a fost un moment care pentru anesteziolog nu a fost chiar cel mai simplu. A apărut o erupție acestui păroi în cavitatea bucală, deoarece a fost expulzare părului și hipofaringii în regiune amigdalei palatinii pe stânga. Dar nu a fost atât de, s-a rezolvat, s-a sperat și intraoperator s-a depistat că este păroi în urechea medie care s-a expulzat sau deplasat spre inferior, spre apexul mastoidian și s-a găsit fistulă care era legată cu fascele cervicale. S-a efectuat antromastoidotomie, urechea stângă, s-a găsit punctul unde a fost blocat atusul antru cu granulații, s-a curetat, a fost înlăturat procesul patologic din ureche medie, pacientul a fost transferat în secție de reanimare septică, unde a fost acordat ajutorul necesar. Acum viața pacientului este în afara oricărui pericol. În această ordine de idei îndemnăm cetățenii să se adreseze la timp la doctori atunci când observă probleme de sănătate.